Ceața de astăzi a dus la anularea cursei aeriene Chișinău-Odessa și Odessa-Chișinău, dar și la reținerea altor zboruri de pe Aeroportul Internațional Chișinău. Printre cursele care s-au reținut se numără cea spre București, Frankfurt sau Moscova. Totodată, meteorologii nu au emis vreo avertizare ce ține de vreme, pentru azi fiind prognozată vreme cu soare și cu maxime în capitală de 16 grade. Fracțiunea PSRM din Parlament a propus examinarea pe ordinea de zi a demiterii membrilor CEC, care, în opinia deputaților socialiști, au compromis procesul electoral în noiembrie 2014. Propunerea PSRM însă nu a fost susținută de alți legislatori. Liberalul Mihai Ghimpo a spus că socialiștii fac politică atunci când e vorba de lege, iar comuniștii au menționat că demisiile vizate nu și-au rostul, întrucât de grabă expiră mandatul celor din CEC. Propunerea socialiștilor n-a fost acceptată, ea întrunind doar 18 voturi. Ulterior, fracțiunea PSRM a părăsit ședința în plen a legislativului după ce propunerile lor de demitere a procurorului general a conducerii CNA, SIS, CCA și CEC au fost respinse. Deputatul socialist Vlad Bătrâncea a comentat gestul socialiștilor prin faptul că ei nu pot conlucra cu un parlament care este nefuncțional și activează într-o manieră degradantă. Am cerut demiterea funcționarilor corupți și avem tot dreptul, de vreme ce au fost numiți în funcție tot de parlament, dar am văzut încă o dată că Republica Moldova este un stat capturat, mai spus Bătrâncea. Foarte înțelept și responsabil din partea PLDM de a prăda țara poporul. PLDM a luat poziția după mine și potopul. Cu un astfel de mesaj a reacționat deputatul comunist Artur Reșetnikov la decizia liberal-democraților de a nu mai participa la negocieri în vederea creării unei noi majorități parlamentare. Miercuri, în cadrul Consiliului Politic Național al PLDM, s-a decis că formațiunea liberal-democraților nu participă la negocieri și trece în opoziție. În același timp, PDM scrie într-un comunicat că ceea ce ascunde PLDM de opinia publică este faptul că se află în prag de scindare, iar gestul liberal-democraților de a nu participa la negocieri este unul irresponsabil și laș. PLDM se teme să intre în negocieri tocmai pentru că nu știe pe câți deputați mai poate conta. Acesta este motivul real al deciziilor de a fugi în opoziție, se mai spune între altele în comunicat. Totodată, președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, a declarat pentru Sputnik că a discutat cu doi deputați PLDM care sunt gata să facă parte din viitoarea coaliție. Diacov a mai menționat că la ședința plenară de azi a Parlamentului, fracțiunea PD va face un apel către toți deputații pentru formarea unei noi coaliții de guvernare. Vom vedea dacă a fost decizia Consiliului Politic al PLDM una care reflectă opiniile tuturor liberal-democraților, a mai adăugat Diacov. Președintele PSRM Igor Dodon a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că fracțiunea socialiștilor nu va participa la votări ale guvernului, iar unica soluție de a începe redresare situație politice din țară sunt alegerile anticipate. Noi putem să discutăm absolut cu toți în Parlament, dar noi nu vom face coaliție. Anticipatele în funcție de scenariile care vor urma ar putea avea loc în perioada între martie-aprilie 2016 și mai târziu. Mai devreme de martie-aprilie sunt imposibile, a spus Dodon, care a precizat că dacă Timofteici de demisia, atunci ar fi o șansă. Guvernul în exercițiu a aprobat modificări și completări într-o decizie anterioară a executivului privind procedurile de vămuire electronică a mărfurilor. Acestea vor reglementa aspectele procedurale de vămuire electronică a mărfurilor în contextul implementării culoarului albastru, care va permite acordarea liberului de vamă pentru agenții economici fără îndeplinirea controlului documentar și fizic. Proteste masive au avut loc în România și miercuri seara, când în mai multe orașe din țară au ieșit în stradă circa 70.000 de oameni. Manifestanții susțin că trebuie să dea jos nu doar guvernul, dar și tot sistemul. În București au protestat circa 35.000 de oameni, care au scandat împotriva corupției, iar în orașele din țară, oamenii cer demisiile primarilor și prefecților. Valul de nemulțumire a venit după tragicul incident din clubul Colectiv, când mai mulți tineri au decedat, iar alții au suferit arsuri și răni grave. Revista Forbes l-a numit pe președintele rus Vladimir Putin cel mai puternic om din lume pentru al treilea an la rând. Poziția secundă i-a revenit cancelarului german Angela Merkel, iar pe locul al treilea s-a situat liderul de la Casa Albă, Barack Obama. Forbes listează cei mai puternici lideri politici și economici din lume, ținând cont de impactul lor social, resursele financiare și sferele de influență.
Statele Unite ale Americii cheltuiesc circa 8 milioane de dolari pe zi pentru atacurile aeriene în Orientul Mijlociu, a declarat asistentul secretarului de stat al SUA pentru afaceri europene și euroasiatice, Victoria Nuland. Statele Unite au lansat raiduri aeriene în Orientul Mijlociu după ce președintele Barack Obama a declarat în august 2014 că a autorizat loviturile aeriene. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru un euro a cedat 14 bani și valorează 21,83 lei. Dolarul american s-a depreciat cu 5 bani și costă 19,98 lei. Valoarea leului românesc a scăzut cu 5 bani și este de 4,90 lei. Hrivna ucraineană costă tot 0,86 lei, iar rubla rusească și-a păstrat cotația de 0,31 lei.